pula când nu mă aștept versurile. Salutare băi ananașilor și bine v-am găsit la un nou episod. Am să-l încep până a vă spune la mulți ani tuturor românilor de ziua României. Sper că episodul ăsta să vă găsească bine, sănătoși, fericiți, oriunde ați fi voi. Și Floricica dansatoare are un mesaj pentru românii din diaspora. Mă, voi ăștia din diaspora, mă, ăștia care sunteți șmecheri, voi credeți că o să fie bine pentru țara noastră? Vai de capul vostru, de asta ați plecat din țara noastră, din România, în străinătăți. Că n-ați avut unde să munciți, credeți că o să avem o țară frumoasă? Niciodată nu o să avem. Păcat că n-ați ales ce este bine. Eu n-am avut încredere nici în președintele țării, nimeni decât în noi trebuie să n-avem încredere. Să vă fie rușine. Toți din diaspora nu sunteți oameni de omenie. V-ați vândut țara. Ce frumos, ce vorbe frumoase. Floricică, din partea mea și a tuturor celor din diaspora, să ne suși până o să încep să țipi. Așa, și dacă tot am adus în discuție diaspora, știu că vă este greu pentru străini și știu că vă este dor de România, așa că eu am să vă arăt două clipuri care eu sper să vă facă să vă simțiți puțin mai bine. Sper că nu v-ați pus mâna la față când ați văzut clipurile astea. Ce ați uitat, ce specimene avem noi pe aici? Și dacă tot vorbim de specimene, cu ocazia să trecem și la următorul clip de astăzi. Plus că se apropie și sezonul petardelor, așa că e binevenit clipul ăsta. Bagă pe trei în sobă. Ești puș de te dracu. Mă dă o dreacu de sobă, zici că era făcută din Lego, s-a prăbușit mai repede decât PSD-ul în campanie. PSD-ul a murit. PSD mort pentru totdeauna. PSD dead forever. Și trecem la următorul clip de astăzi. La mulți ani, a venit tortul. A venit tortul. Frumos ar fi fost dacă toți cei de acolo începeau să cânte. Hai afară la zăpadă. Stai mă, nu, asta se potrivea mai bine. Până la urmă nu contează ce melodie cântau, important este că sunt de gașcă și știu să se distreze. Trece la următorul clip de astăzi care pe mine m-a blocat. Adică m-am uitat la el și la final am avut o reacție ceva în genul, la ce m-am uitat. Dar trebuie să recunosc că m-a bufnit râsul când i-am văzut pe pitici, i-am văzut pe ea în remorcă cum striga ei după Gandalf. Dar dacă noi râdem la clipurile făcute de străini, înseamnă că suntem trădători de țară. Așa că hai să râdem la unul pur românesc. Avelo, che velo! Ce mai frate, ai băut? Te-ai metat? Ce-mi plac mașii, mă, mă! Bine că s-a lovit la față și nu la mână sau la picior. Și încă o chestie, ce prieten sunt aia, băi, frate? Nici măcar unul nu-l ajută și pe el să se ridice. Dar până la urmă, de, așa trebuie dacă vrei să te îmbezi să te faci. Gata, băi, ananașilor, și trecem la ultimul clip de astăzi în care avem un dialog picant între o femeie și un bărbat. Cum vă numiți? De ce vorbiți așa urât? Tu, uite-te cum ai blocat! Băi, pula mea, vorbește frumos, da-te morții, mătii!
Ia stai să te filmezi, eu, mă, nenorocit. Hai, filmează, ce pula mea filmezi? Du-te, dracu, mă, de bestie, că am copii ca tine acasă, că dacă-ți dau una peste un, de-a luat, dracu. Doamnă, eu stau aici în cartier, dacă mă opresc de nervi. Păi, da, fii de la țara, mor, trimat, fii cu 5 la oră. Dă-te, pula mea, intră mașina înapoi. Ai asigurare? Vezi că ai 20.000 de euro, îți dau, asta e 3.000 de euro. E 3.000 de euro mașina asta, dau, dacă îți dau două în mașina asta, păi, ai asigurare? Vrei să-ți dau două acum? Vrei să-ți dau două? Îți dau asigurare! Vrei să-ți dau două? Băi! Vrei să-ți dau două? Hai, dă-mă, bagă-te! Zi! Vrei să-ți dau două? Dă-te-n pula mea de aici, fă! Ați venit țăranii aici în București, dă-ți-vă pula mea de aici! B45WSE WSE, mamă. Mai spar cu numărul ăsta. Crede-mă că mai spar cu numărul ăsta. Dă-te-n pula mea de aici. Hai, du-te, dracu, vii și vorbești tu cu mine. Eu-ți vorbesc frumos și tu mă juri. Păi ești bătrână, ești de seama cu mama. Mă juri pe mine, ești putea să fiu fitul. Mă, ție nu ți-e rușină, mă, dai drumul. Futu-vă în gură de țărani. Bă, mergi cu 5 la oră, dă-te-n pula mea de aici. Mai are rost să mai spun eu ceva? Nu cred. Gata, băi prieteni, cam ăsta a fost episodul pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul acela de abonează și clopoțelul de lângă, să primiți notificări de fiecare dată când postez eu. Bineînțeles, nu uitați de Instagram, nici de Facebook și nici de numărul de WhatsApp unde aștept clipurile voastre și mai stăm de vorbă pe acolo. Și cam atât. Gata. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, să auzim de bine. Pa pa. Aja dubzau teriya kokeo saneme